invitat special care vine la noi în calitate de erou monah, după ce a absolvit facultatea de drept, după ce a practicat drept cu vreme, după ce a luat premiul pentru poezii, premiul de literatură. Dar astăzi vine la noi să ne vorbească despre sensul duhovnicesc al libertății la Părintele Galeriu, în opera Părintele Galeriu, și mulțumim că a acceptat invitația noastră în acest propus dânsul deschide. Eu am deschis săptămâna trecută, așa a fost un lucru al casei. Dar dânsul deschide conferințele despre conferințele pe care le susținem în Biserica Sfântul Silvestru în acest an, în care se împlinesc 100 de ani de la nașterea Părintelui Galeriu. Și iată conferința dânsului cu acest titlu. Vine într-un moment în care lumea toată, dar în special ne referim la țara noastră, trece printr-o criză a înțelegerii libertății, să zicem. De fapt, trece printr-un proces de înrobire. Și îi mulțumim încă o dată că a venit și nu vă mai țin eu și dau